Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la Cartea Geneza, capitolul 29. Cartea Geneza, capitolul 29, vom citi primele 30 de versete și apoi din epistola Sfântului Apostol Pavel către Galateni, capitolul 6, vom citi versetele 7 și 8. Este Cuvântul lui Dumnezeu pentru noi în seara aceasta. Și ca să-l înțelegem, avem nevoie de călăuzirea specială a Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Doar Duhului Dumnezeu ne poate lumina mintea, ne poate pregăti inima să înțelegem scripturile și să le credem și să le împlinim ca să fim binecuvântați. Ne vom ruga fiecare în inima lui în tăcere, cu voce tare în rugăciunea aceasta, ne va conduce fratele pastor Daniel Burtic, este la balcon tronsonul 4. Iacov a pornit la drum și s-a dus în țara celor ce locuiesc în răsărit. S-a uitat înainte și iată că pe câmp era o fântână și lângă ea erau trei turme de oi care se odihneau, căci la fântână aceasta obișnuiau ciobanii să-și adapte turmele. Și piatra de pe gura fântânii era mare. Toate turmele se strângeau acolo Ciobanii prăvăleau piatra de pe gura fântânii, adăpau turmele și apoi puneau piatra iarăși la loc pe gura fântânii. Iacov a zis păstorilor, Fraților, de unde sunteți? Din Haran, au răspuns ei. Și el a zis, Cunoașteți pe la ban fiul lui Nahor? Îl cunoaștem, i-au răspuns ei. El a zis, Este sănătos? Sănătos, au răspuns ei. Și tocmai atunci venea Rahela, fata lui, cu oile. El a zis, iată soarele este încă sus și e prea devreme ca să strângeți vitele. Adăpați oile, apoi duceți-vă și pașteți-le iarăși. Ei au răspuns, nu putem până nu se vor strânge toate turmele. Atunci se prăvălește piatra de pe gura fântânii și vom adăpa oile. Pe când le vorbea el încă, vine Rahela cu oile tatălui său căci ea le păzea. Când a văzut Iacov pe Rahela, fata lui Laban, fratele mamei sale, și turma lui Laban, fratele mamei sale, s-a apropiat, a prăvălit piatra de pe gura fântânii și a dăpat turma lui Laban, fratele mamei sale. Apoi Iacov a sărutat pe Rahela și a început să plângă tare. Iacov i-a spus Rahelei că este rudă cu tatăl ei, că este fiul Rebecăi și i-a dat fuga de-a spus tatălui său. Cum a auzit la bani de Iacov, fiul sorei sale, i-a lergat înainte, l-a îmbrățișat, l-a sărutat și l-a dus în casă. Iacov i-a istorisit lui Laban toate cele întâmplate. Și Laban i-a zis, cu adevărat, tu ești os din oasele mele și carne din carnea mea. Iacov a stat la Laban o lună. Apoi Laban i-a zis lui Iacov, fiindcă ești rudă cu mine, să-mi slujești oare degeaba? Spune-mi ce simbrie evrei! Laban însă avea două fete. Cea mai mare se numea Leia și cea mai mică Rahela. Leia avea ochi slabi, dar Rahela era frumoasă la statură și mândră la față. Iacov iubea pe Rahela și i-a zis: Îți voi sluji șapte ani pentru Rahela, fata ta cea mai mică. Și Laban i-a răspuns: Mai bine să-ți o dau ție decât să o dau altuia. Rămâi la, rămâi la mine. Astfel. Iacov a slujit șapte ani pentru Rahela și ani i s-au părut ca vreo câteva zile pentru că o iubea. În urmă Iacov i-a zis lui Laban, dăm mi nevasta căci mi s-a împlinit sorocul ca să intru la ea. Laban a adunat pe toți oamenii locului și a făcut un ospăț. Seara a luat pe fiica sa Leia și a dus-o la Iacov care s-a culcat cu ea și Laban a dat ca roabă fetei sale Leia pe roaba sa Zilpa. A doua zi dimineața, Iată că era leia. Atunci Iacov a zis lui Laban, ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit doar pentru Rahela? Pentru ce m-ai înșelat? Laban i-a răspuns, în locul acesta nu-i obicei să se dea cea mai tânără înaintea celei mai mari. Îi săptămâna cu aceasta și ți-o vom da și pe cealaltă pentru slujba pe care o mai, vei mai face la mine alți șapte ani. Iacov a făcut așa și a isprăvit săptămâna cu leia, Apoi Laban i-a dat de nevastă pe fică sa Rahela și Laban a dat ca roabă fetei sale Rahela pe roaba sa Zilpa. Iacov a intrat și la Rahela pe care o iubea mai mult decât pe Leia și a mai slujit la Laban alți șapte ani. Galaten, capitolul 6, versetele 7 și 8. Nu vă înșelați! Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și se cera. Cine seamănă în firea pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Amin. Tema săptămânii acesteia este Binecuvântarea lui Dumnezeu pentru tine și pentru familia ta. Este un ciclu de șapte studii care ne arată în lumina Scripturii. Faptul că Dumnezeu, care a întemeiat familia, iubește familia și binecuvântează familia. Că nicio familie nu poate trăi fără binecuvântarea lui Dumnezeu. Nicio familie nu poate atinge un nivel atât de înalt încât să spună: Noi nu mai avem nevoie de binecuvântările lui Dumnezeu. La polul celălalt. Nicio familie nu poate cădea atât de jos încât să nu mai poată fi binecuvântată de Dumnezeu. Oricât ar cădea de jos o familie, Dumnezeu poate să o binecuvinteze și să o ridice de acolo. În fiecare seară ne-am uitat la lucrurile care aduc binecuvântările lui Dumnezeu peste noi și familiile noastre la lucrurile care opresc binecuvântările Lui Dumnezeu pentru noi și familiile noastre. Ne-am uitat la inimile noastre dacă sunt împovărate, dacă sunt apăsate și am cerut Lui Dumnezeu să ne ia povara. Ne-am uitat la familiile noastre, la necazurile, la încercările, la suferințele care pot fi acolo și am cerut Lui Dumnezeu să binecuvânteze cu ajutor de, de Sus. Ne-am uitat la oameni și la fiecare dintre noi dacă ne întoarcem spre casă iertați de Dumnezeu, împăcați cu Dumnezeu sau ne ducem spre casă tot străini de Dumnezeu. În fiecare seară ne-am uitat la câte un aspect al modului în care Dumnezeu aduce binecuvântarea. Și pentru că e mai ușor să vedem aceste lucruri analizând familiile altora decât propria familie, am ales din Sfânta Scriptură familiile a doi patriarhi. A patriarhului Isaac și a patriarhului Iacov. Sunt marii patriarhi ai Scripturii. Ca să vedem că atunci când au ales lucrurile care aduc binecuvântările lui Dumnezeu, au fost binecuvântați. Că atunci când s-au îndepărtat de condițiile pe care le cere Dumnezeu, și familiile patriarhilor se pot scufunda în mari necazuri. Numai că Dumnezeul tuturor binecuvântărilor poate să întindă mâna și să le scoată de acolo. Când vorbim despre binecuvântarea lui Dumnezeu sau binecuvântările lui Dumnezeu, este de asemenea important să reținem că binecuvântările lui Dumnezeu sunt generale pentru toți oamenii de pe fața pământului. Dumnezeu are aceste binecuvântări generale care fac posibilă viața pe pământ. Dumnezeu binecuvântă toți oamenii cu aceste daruri ale Lui pentru viața de pe pământ, viața biologică. Dar Dumnezeu are daruri speciale sau binecuvântări speciale pentru viața veșnică. Nu doar pentru pământ, ci pentru veșnicie. Și oamenii primesc aceste binecuvântări speciale atunci când descoperă de ce s-au născut. Unii cred că s-au născut doar pentru pământ. Biblia ne spune că ne-am născut pe pământ, dar destinația noastră este cerul. Ne-am născut aici, dar planul lui Dumnezeu cu noi nu se oprește aici, ci planul lui Dumnezeu continuă cu noi în veșnicie și binecuvântările lui Dumnezeu ne sunt date aici ca să ne ajute să ne pregătim pentru veșnicie, nu să ne legăm de pământ. Planul acesta de binecuvântare a tuturor familiilor pământului a fost anunțat de Dumnezeu Patriarhului Avram. Dumnezeu i-a spus lui Avram, te voi binecuvânta și te voi face o binecuvântare. Și în sămânța ta sau în urmașul tău, care este profeția cu privire la Isus Hristos Mesia, în sămânța ta voi binecuvânta toate familiile pământului. Binecuvântarea lui Dumnezeu este promisă fiecarei familii de pe pământ în Isus Hristos Domnul. Când Dumnezeu i-a vorbit lui Avram despre acest proiect mesianic, i-a spus Avram, te invit să fii partenerul meu, să lucrăm împreună, ca să Desfășurăm programul acesta de binecuvântare a tuturor familiilor pământului. Avram, te aleg pe tine și familia ta, te voi binecuvânta ca să fii o binecuvântare. Binecuvântare înseamnă să te identifici cu planul lui Dumnezeu pentru binecuvântarea tuturor oamenilor și să trăiești pentru îndeplinirea planului lui Dumnezeu. În felul acesta ești binecuvântat și tu devii o binecuvântare. Este important să reținem acest aspect. Când Dumnezeu ne binecuvântă, nu face lucrul acesta ca scop doar pentru mine egoist. Dumnezeu mă binecuvântă ca la rândul meu să fiu o binecuvântare. Dacă nu înțeleg lucrul acesta, atunci mă raportez la Dumnezeu ca și când ar fi dator să mă împroprietărească pe mine cu binecuvântări și să mă lase în pace. Adică Dumnezeu este un fel de magazie cosmică la care mă duc și spui îmi dai cu tare și cu tare și în rest la revedere. Binecuvântările lui Dumnezeu sunt în această înlănțuire. Te binecuvintezi ca să fii o binecuvântare. Așa că slujba noastră fiecăruia este să-i cerem lui Dumnezeu binecuvântarea ca să putem fi o binecuvântare pentru alții. Și în săptămâna aceasta ne rugăm ca, în mod special, Biserica Emanuel să fie o binecuvântare pentru Oradea, pentru Județ, pentru țară și vă spunem bun venit tuturor care ați ales să fiți cu noi în seara aceasta. Să fiți binecuvântați de Domnul. Când Afram a fost chemat de Dumnezeu la acest proiect, s-a identificat cu proiectul lui Dumnezeu și a trăit ca să fie o binecuvântare. La finalul vieții a transmis binecuvântarea la călăuzirea lui Dumnezeu fiul lui său Isaac. Isaac a primit binecuvântarea cu această perspectivă. În sămânța ta vor fi binecuvântate toate familiile pământului. Și în prima parte a vieții s-a identificat cu acest plan. Dar, la un moment dat în viața lui Isaac s-a produs o schimbare de gândire. De ce să trăiesc eu ca să fiu o binecuvântare pentru alții? când aș putea să iau bine cuvântările lui Dumnezeu și să le folosesc așa cum îmi place mie. Și prima experiență de felul acesta a fost în viața copiilor lui. De ce să-mi cresc copiii pentru planul lui Dumnezeu când îi pot crește pentru planul meu? Și marele patriarh, chemat la un plan atât de glorios, dintr-o dată decade într-o stare în care. Scopul vieții lui este să îl protejeze pe întâiul născut pe Esau, pentru că Esau îi satisface tatălui pofta de tocăniță vânătorească. Deci era vânător și Isaac era mare amator de meniuri vânătorești, Esau îi le aduce și tata spune, pentru asta te-ai născut, fiule. Ca să prinzi vânat, să-mi faci mie mâncare vânătorească, și copiii prind ideea aceasta. Tot ce există e pentru noi. Așa că, puțin mai târziu, al doilea născut, Iacov, spune: Dacă acesta este scopul să le luăm noi, să ne împroprietărim cu ele, îl înșală pe fratele său și îi fură dreptul de întâi născut. Asta înseamnă tot ce era moștenirea întâiului născut, vinea mea. Mai târziu, îl înșală pe tatăl său și fură binecuvântarea mesianică, nemai interesându-l planul lui Dumnezeu de mântuire a oamenilor, ci doar binecuvântările materiale care însoțesc promisiunea mesianică. Și Iacov minte, îl înșală pe tatăl său, se deghizează în Esau și ajunge până la punctul la care îl sărută pe taică său cu atâta perfidie și spune, eu sunt fiul tău, Esau este înșelător, este mincinos, fură binecuvântarea. E descoperit. E o criză în familie. E o tragedie. E sau simte că este înșelat de fratele lui și spune, dacă s-a dedat la toate aceste ticăloșii, de îndată ce moare tata, îl omor. E sau este o personalitate temperamentală. Este un om vulcanic. Mama lor, Rebecca, îi spune lui Iacov, nu-i de joacă cu fratele tău. E nestăpânit. Într-o criză de mânie, omul acesta te termină. Ca să scapi viața, n-ai decât să fugi de acasă. N-ai decât să fugi în Haran, la vreo 800 de kilometri distanță, la rudeniile mele de acolo, până când va trece mânia fratelui tău. Și l-am văzut aseară pe Iacov în călătoria lui, fugar spre Haran, ajunge într-un loc unde stă peste noapte, e singur, e fără resurse, din tot ce a vrut să acumuleze nu mai are nimic decât o traistă și un toiag, doarme undeva pe câmp, are o piatră la căpătâi și în stare aceea vulnerabilitate maximă îi se descoperă Dumnezeu. Și Dumnezeu spune, Iacov, nu așa se iau binecuvântările. Binecuvântările se primesc de la Dumnezeu prin har. Dumnezeu le dă. Nu se fură. Binecuvântările furate, cumpărate, vândute sunt binecuvântări de care nu te poți bucura. Îi descopere Dumnezeu scara cerului. Și am văzut aseară ce înseamnă scara cerului în comparație cu turnul Babel. Când se coboară Dumnezeu la noi. Și după acest episod, Iacov îi spune, facem un târg. Se târguiește cu Dumnezeu și spune, dacă vei fi cu mine, dacă te angajezi să-mi fii bodyguard, să mă păzești, să nu mă atace nimeni, dacă îmi dai mâncare, dacă îmi dai haine, dacă mă ajut să mă întorc înapoi acasă, atunci din tot ce îmi dai tu, eu îți dau? Cât îți dau? A zecea parte. Și am folosit următoarea ilustrație dacă ar veni cineva la tine să spună dă -mi un milion de euro și îți dau din ei a zecea parte înapoi. Ei dau promotul. Acolo este Iacov care trăiește cu mentalitatea toate sunt pentru mine. Și crede că îi face un favor lui Dumnezeu dacă îi promite că din tot ce îi dă Dumnezeu îi dă a zecea parte. Numai că Dumnezeu se uită la Iacov și spune Iacov, pentru că nu înțelegi cum lucrează Dumnezeu nu înțelegi scopul binecuvântării lui Dumnezeu. Iacov, vei intra într-o școală de corecție. Vei intra într-o școală grea. Nu știu dacă elevii și studenții noștri știu ce e școala de corecție. Nu știu ce e școala de corecție. Vă doresc să ne ajungeți acolo. E o școală în care regimul este atât de aspru și lecțiile sunt atât de aspre încât să cioplească și să taie tot ceea ce este răzvrătire, pornire spre rău, neascultare, tot ceea ce înseamnă zminteală. Dumnezeu spune Iacov, n-ai înțeles cum dă Dumnezeu binecuvântarea? Intri într-o școală în care vei învăța. Și acum, în capitolul 29, îl găsim în școala aceasta. Și ne vom uita la binecuvântările lui Dumnezeu între dragostea romantică și căsătoria oarbă. Acum, mesajul din seara aceasta nu-l veți înțelege de plin dacă nu sunteți și mâine seară. Pentru că mâine seară este partea care adună lucrurile la oaltă când ne uităm la binecuvântările lui Dumnezeu între dragostea condiționată și dragostea necondiționată. Seara asta așezăm lucrurile ca să le putem aduna la oaltă mâine seară. Dar, haideți să pornim la drum. Iacov fuge de acasă și înainte de a pleca, tatălui îi mai spune ceva. Mama îi spune, du-te să scapi viața. Tata îi spune, dacă tot te duci până acolo, și căsătorește-te. Așa că Iacov pleacă, motivul principal este fuga de frica tatălui său, motivul secundar, dacă tot mă duc până acolo să mă și căsătoresc. Și în capitolul 29 îl găsim pe Iacov ajungând la Haran în două ipostaze. Prima ipostază este Iacov la fântână. A doua este Iacov acasă la unchiul Laban. Mai întâi, Iacov la fântână. Dacă aveți scripturile, vă rog să le deschideți, pentru că la fântână îl vedem pe Iacov, care pleacă de acasă, încărcat de vinovăția păcatului, neîmpăcat cu fratele său, neîmpăcat cu tatăl său, neiertat de Dumnezeu, nepocăit de tot ce a făcut, și se duce ca să înceapă un capitol nou în viață, dacă un trecut vechi nerezolvat. Acum când pleci la drum și zici, dacă plec din Oradea și mă duc și mă stabilesc în Germania sau în Anglia sau în America, scap de trecutul meu. E înșelătorie. Trecutul te urmărește. Numai că Iacov este genul de om care spune, eu mă duc și rup cu trecutul și încep un capitol nou. Așadar, Iacov a pornit la drum și s-a dus în țara celor ce locuiesc în răsărit, s-a uitat și iată că pe câmp era o fântână și lângă fântână erau trei turme de oi care se odihneau căci la fântână aceea obișnuiau ciobanii să-și ada turmele și piatra de pe gura fântânii era mare, toate turmele se strângeau acolo, ciobanii prăvăleau piatra de pe gura fântânii, adăpau turmele și apoi puneau piatra în loc pe gura fântânii. Iacov ajunge la fântână. Fântâna de la Haran. Comentatorii Bibliei sunt de părere că ajunge la fântâna la care a ajuns cu câteva decenii în urmă robul bunicului său Avram, pe care îl chema Eleazar din Damasc. Eleazar a primit misiunea de la patriarul Avram să meargă să îi aducă o soție fiul lui său Isaac, tocmai din Haran. Și Eleazar ajunge la fântână și în capitolul 24 este relatarea de acolo și acum după câteva zeci de ani, 70-80 de ani, spun comentatorii, ar fi trecut de atunci, acum ajunge la fântână Iacov. Dar vine altfel. Nu vine cum a venit Eleazar. El la fântână apare un călător singuratic, are un toiac și o traistă. Și la fântână sunt trei turme de oi cu ciobanii, și Iacov vine ca unul care e sigur pe sine. Se adresează ciobanilor, fraților, în ce loc suntem? De unde sunteți? Știți că în vremea aceea nu erau hărți și nu era GPS, nu era navigație. Așa că ajunge și întreabă fraților, unde mis? Unde suntem? Și ei spun, suntem din Haran. Și când Iacov înțelege că a ajuns aproape de destinație, pune următoarea întrebare. Îl cunoașteți cumva pe la ban fiului Nahor? Și ciobanii zic, și dacă am fi auzit intonația ciobanilor, am fi auzit ceva de felul următor. Îl cunoaștem. Știți ce înseamnă când ceva ce îl cunoaștem? Știți ce înseamnă asta? E bine și sănătos? Sănătos. Și ciobanii îi arată că la orizont vine fata lui Laban cu oile. Era ciobăniță. Și Iacov se întoarce din nou spre ciobani și spune Dar de ce stați aici? Dați de băut oilor și duceți-le mai departe la păscut. Dintr-o dată, fugarul devine șef. Dintr-o dată, pozează în unul care are inițiativă, se pricepe la toate, preia comanda, că așa a crescut el cu mentalitatea că ale lui sunt toate și el decide în toate. Numai că ciobanii spun, stai puțin, nu știu de unde ai picat aici. Dar aici rânduiala e diferită. Aici rânduiala este așa, vin toate turmele, se adună toți ciobanii atunci se dă piatra la o parte, e o piatră mare care acoperă fântâna, să nu cadă nimic în ea, impurități, animale, se adapă toate turmele în rânduiala în care au venit, apoi se pune piatra din nou la oaltă și apoi ne duce mai departe. Deci, străinii nu știm cine ești, dar nu cunoști rânduiala aici. Numai că el vrea să vină ca unul care e sigur, stăpân pe situație, și se apropie Rahela cu turma. Și când o vede pe Rahela, apare o a doua manifestare a unei personalități care începe să dea semne de ciudățenie. Se repede la fântână. Piatra trebuia răstogolită de mai mulți obani. Dar singur se duce la piatra aceea, se opindește și o dă la o parte. Adică este ca prânzul acel voinic. Adică vrea să dovedească faptul că nu-i oricine. Că a văzut o fată. Acum, fetelor, ascultați-mă cu atenție. În clasă veți vedea băieți care, dintr-o dată ce ați intrat voi fetele în casă, devin gălăgioși, grozavi, devin mari, aventurieri, fac tot felul de lucruri ciudate, dintr-o dată devin excentrici. E un semn de dezechilibru. Așa este la Iacov care numai în capitolul 25 avem descrierea că era un om calculat. Un om care era stăpânit. Acum, dintr-o toată, dăm peste un Iacov care e dezechilibrat. Se duce să dea piatră la fântână, de la o parte, se apucă să adapte oile lui Rahela și după ce termină de adăpat oile, se duce la Rahela și o sărută. Așa, tam Acum, nu știu cum sunteți voi, dar la burzuc așa ceva era mare ciudățenie. Să vină cineva așa, tam sam să te apuce să te sărute. Sărutul nu este pe buze, este pe obraj, pentru că suntem în Orientul Mijlociu, deci nu cumva să crezi că este altceva. Și după ce face toate aceste isprăvi, se apucă să plângă. Și începe să plângă și este plânsul acela cu glas tare. Deci observați un dezechilibru emoțional, o ciudățenie comportamentală, că a văzut-o pe Rahela. Fetelor, când veți vedea așa băieți, să știți că au probleme în trecut. Atenție! Atenție! Dar câteodată băieți, poți vedea și câte o fată de felul acesta, care dintr-o dată devine excentrică. Cum știe că trebuie să se duce undeva unde vor fi băieți, dintr-o dată devine excentrică. Orice fel de comportament excentric trădează că ceva nu e în regulă. Așa că, Iacov o sărută pe Rahela, începe să plângă, după care îi spune, eu sunt băiatul Rebecăi, eu sunt băiatul sorei, fratelui, tatălui tău. Rebecca, confruntată cu toate acestea, face ceva deosebit de înțelept. Fuge cât o țin picioarele acasă. Să-i spună lui tata ce s-a întâmplat. Acum, fetelor, când dați este așa ceva, fugă la tată. Aveți nevoie. Aveți nevoie de protecția tatălui. Tatăl aude ce s-a întâmplat și Iacov este la fântână, la ban. Fuge din Haran la fântână să-l întâlnească pe Iacov. Că vine nepotul lui Avram. În urmă cu zeci de ani a mai venit de la Avram cineva. A venit Eleazar. Și se duce să vadă cum a venit Iacov. Și când ajunge la fântână, găsește un băiat, care are un toiac și o traistă. Și asta i-a sărutat fata. Când a venit Eleazar, când a venit Eleazar, a venit cu câte cămile? Zece cămile încărcate. Și când i-a dat lui Rebeca daruri, i-a dat brățări și i-a dat inele, și ne spune în capitolul 24, Că atunci când Rebecca a ajuns de la fântână acasă, Rebecca avea un frate numit Laban și Laban a alergat afară la omul acela la izvor pentru că văzuse verigile și brățările în mâinile sorei sale. Deci Laban are ochiul format să vadă dacă ai poșetă de marcă, să vadă dacă ai haine de marcă. Laban este unul care se pricepe. Și pentru că a fost obișnuit să primească asemenea lucruri de lux, fuge din nou așteptând să găsească ceva la fel. Și dă peste un sărăntoc care vine de pe drumuri cu o traistă și un toiag. Și care face și pe grozavu. Și îl duce acasă și Iacov ajunge acasă la Laban. Băieți, ascultați-mă. Când ai ajuns acasă la tatăl fetei, ești acolo și ești pus pe un cântar nemilos. Tatăl fetei te cântărește. Și fetelor, când te duci acasă la băiat, mama fetei te cântărește. Și au un cântar care funcționează fără milă. Îl veți cunoaște mai târziu în viață. Iacov ajunge la Laban și Laban îl întreabă, cum ai ajuns? Și textul nostru spune că Iacov i-a povestit tot ce se întâmplase. Și acum întrebarea mea este dacă i-a povestit și că a mințit, și că a furat, și că a înșelat, sau i-a povestit numai că l-a trimis tata să se însoare și că a ajuns să se însoare. Numai că dacă vrei să te însori și i-a povestit tot, la ban se uită la el, aude ce îi spune și spune, da, te recunosc, ești rudenic, cum ești. Os din oasele mele, carne din carnea mea. Dar nu-i mai spune cum i-a spus lui Eleazar, care era cu bogățile, vino binecuvântatul Domnului. Lui Eleazar, când îl întâlnește, spune, ești binecuvântatul Domnului, că ești cu zece camile. În urmă cu ani de zile, fiind în călătorie într-o țară din Europa la evangelizare, am întâlnit un băiat care s-a căsătorit cu o fată frumoasă din țară și mi-a povestit cum a reușit. Și spune domnul pastor, eram terchea berchea pe acolo prin străinătate. N-aveam niciunde de dormi, dormeam pe unde apucam. Mâncam pe unde apucam. Dar am apucat să văd fata asta și am zis, eu cu asta mă însor. Dar cum să mă însor? M-am dus la un cunoscut care avea Mercedes și a spus, auzi, împrumută Mercedes-ul că mă duc în țară să mă însor. Dar n-am nici costum de haine și avem cam aceeași măsură. Dăm și vreo două costume de haine și cămăși. Dăm și niște bani, împrumută-mă că mă duc să mă însor. Și spune, m-am dus și am cumpărat la mama fetei un cadou care să o impresioneze. M-am dus și am coborât din Mercedes. Am coborât de la patru ace. Și când m-a văzut mama fetei, a fost topită. A crezut că a venit cea mai mare surpriză pentru fata ei. Ei, la ban se uită că pețitorul care a venit n-are nimic. Și spune, bine, te țin să stai la mine și treci o lună. Și Biblia sublinează ceva. La ban are două fete. Are două fete. Pe cea mai mare o cheamă Leia. Pe cea mai mică o cheamă Rahela. Ciudate nume a pus fetelor lui. Comentatorii biblici sunt împărțiți când e vorba de Leia. Unii care merg pe varianta acadiană a numelui Leia, spunem, numele Leia înseamnă vacă. Dacă merg pe varianta aramaică, ar însemna una ofilită, ofilita sau așa, obosită, ștearsă. Când este vorba de Rahela, numele înseamnă oiță sau mielușică. Acum, vă dați seama ce nume a pus la ban fetelor lui. Leia este cea mai mare și Biblia consemnează faptul că nu are o înfățișare atât de atrăgătoare. Rahela este una mult mai frumoasă și atrăgătoare. Și călătorul nostru, fugarul nostru, cu trecutul lui nerezolvat, se uită și este dragoste la, la prima vedere. Știu toți și cei care s-au născut în urmă cu 50 de ani. E dragoste la prima vedere. E dragoste romantică. E topit. Ce este dragostea romantică? Dragostea romantică este acea dragoste în care sentimentele o iau înaintea rațiunii. Sentimentele și toate trăirile care vin pe partea aceasta sentimentală o iau înaintea rațiunii. Discernământul începe să scadă în intensitate. Deciziile, acțiunile, tot ce face este alimentat din acest sentimentalism care preia frânele, preia controlul, preia direcția. Și Iacov o vede pe Rahela și se repede la piatră, se repede la apă, adapă oile, se duce să o sărute, începe să plângă, merge acasă și este îndrăgostit de Rahela. După o lună, tatăl fetelor spune, Iacov, te-am văzut că ești și harnic. Dintr-o dată Iacov devine harnic. Fetelor, când veți vedea un băiat care e harnic numai când, e de, de, când sunteți voi de față, aveți grijă. Că după vreme va dispărea asta. Iacov devine harnic că este acasă la Rahela. Și probabil că e pe, peste tot harnic și se apucă de toate și la bani, vede că e și tare, e și tânăr, e și e, bun de lucru și spune, auzi, dacă rămâi la mine, spunem, -mi, vrei să te angajezi slugă. Te angajezi slugă la mine. spune -mi care-i Și Iacov e bucuros că poate să rămână acasă la Laban. Gândul lui este să se însoare cu Rahela. Numai în vremea aceea, dacă vrei, vrei să te însori, trebuia să dai tatălui fetei o anumită sumă de bani ca o valoare de despăgubire că ei iei fata de acasă, adică ei niște mâini care lucrează pe acasă, ceva care aduce câștig și dai o despăgubire și în vremea aceea despăgubirea era între 45 și 50 de șecheli. Dar Iacov n-are nimica. Vrea să se însoare și n-are nimica. Așa că îi spune lui Laban, auzi, dacă e vorba să fiu slugă la tine, vreau să fiu slugă la tine șapte ani de zile și după șapte ani de zile, uite care este îmbria mea. Care este îmbria? Mi-o dai de soție pe Rahela. Acum vă spuneam că dragostea romantică este una în care, dintr-o dată, sentimentele întunecă rațiunea. Pentru că el este fiul lui Isaac și Isaac are atâta bogăție a moștenit de la Avram, îl binecuvântează Dumnezeu pe el, este cel care are acasă la tatălui toate resursele, nu trebuia să ajungă slugă. Dar pentru că acasă, minte fură înșală, pleacă fără nimic și ajunge la Laban, și ajunge slugă la Laban șapte ani de zile. Grea viață. Nascuns de Dumnezeu și ajunge rob la oameni. Ajunge la fântână și dacă, în urmă cu zeci de ani, Eleazar, când ajunge la fântână, se roagă și spune, Doamne Dumnezeu lui Avram, dăm izbândă, dăm călăuzire. Și Eleazar cere călăuzirea lui Dumnezeu și pune și un semn a călăuzirii lui Dumnezeu, fata care va veni și care, e de caracter. E de caracter. Cere ca semn caracterul, nu trăsăturile fizice. Și se roagă și Dumnezeu îi răspunde și îi dă călăuzire și toate lucrurile merg așa cum se fac lucrurile dumnezeiește. Iacov ajunge la fântână și nu se roagă. Ajunge la Laban și vrea să se căsătore, căsătorească și nu se roagă. Se angajează slugă și nu se roagă. Cere simbrie în ce privește căsătoria cu Rahela și nu se roagă. Toate le face de unul singur. Șapte ani de zile stă și robește și Biblia zice pentru că era îndrăgostit până în vârful urechilor. Șapte ani de zile s-au părut ca și câteva zile. Trece vremea, abia așteaptă. Totul merge într-un crescendo extraordinar pentru că vine căsătoria, în primesc imbria. E îndrăgostit. Trec șapte ani de zile, vine ziua când se împlinește înțelegerea. Se duce la, la ban și îi spune, s-a împlinit vremea și acum vine căsătoria. La ban, adunat oamenii din zonă, vecini, cunoscuți și au făcut un ospăț. Ospățul din vremea aceea nu era ca ospățul din vremea de acum. La ospățul de acolo nu participa Mireasa. Mireasa nu e la ospăț. Ospățul este cu ceilalți și cu candidatul la funcția de mire. Stau și se ospătează, mănâncă și beau și se petrec lucrurile așa cum se petrec și seara târziu, când se termină ospățul. Mireasa este în camera nupțială, în cort, ca aveau camerele lor, pregătită special pentru seara în care are loc căsătoria și târziu de tot în noapte. Tata socrul ia pe mire și îl duce la camera unde este așteptat de mireasă. E noapte târziu. Iacov se duce și cu această dragoste romantică, fără discernământ, fără să se roage, fără să ceară călăuzirea lui Dumnezeu, se duce și a doua zi dimineața șocul vieții lui. Știți care e șocul vieții lui a doua zi dimineața? Care e șocul vieții lui? șapte ani de zile, la ban și-a bătut joc de el. Șapte ani de zile, l-a exploatat și a tras după el tot ce a putut trage. Șapte ani de zile. Și acum, ca unul care e orb și nu vede, se trezește că i-a dat de soție pe cea pe care nu voia. Și în dimineața ce este șocat, se duce la Laban și spune, ce mi-ai făcut? Nu ți-am slujit șapte ani de zile pentru Rahela? De ce m-ai înșelat? Este șocul vieții lui, este revoltat la maxim. Oare de ce? Oare, oare de ce îngăduie Dumnezeu așa ceva? Știți ce îi spune Laban? Băiete, aici unde suntem noi sunt niște reguli. Prima regulă este că cea mai tânără nu se mărită înaintea celei care s-a născut înaintea ei. Aici la noi se respectă dreptul de întâi născut. Înțelegeți acum. Cine a călcat dreptul de întâi născut acasă? Băiete, aici se respectă rândul dreptul de întâi născut. El, acasă, a călcat în picioare dreptul de întâi născut a fratelui său. Acum se lovește de lucrurile pe care le-a disprețuit și lucrurile pe care le-a luat ca și când i s-ar cuveni să le fure. Al doilea lucru. Când el l-a mințit pe tatăl său și l-a înșelat pe tatăl său, știți? Că Biblia spune, lui Iacov îi slăbise vederea și nu mai vedea. Nu mai putea deosebi lucrurile. În noaptea aceea a mâncat, a băut și este întunecat și dintr-o dată se trezește că în același întuneric în care și-a bătut joc de tatăl său, acum este bazocorit de el, că tot ce a făcut el se întoarce împotriva lui. Că ceea ce spune Biblia, ce seamănă omul, aceea va, se aceea va se cera. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Și când ajungem în punctul acesta, ajungem într-un punct extraordinar de important. Iacov a semănat toate lucrurile acestea. A semănat minciuna, a semănat înșelătoria, a semănat toate aceste lucruri care au de a face cu un mod de viață total împotriva voii lui Dumnezeu că a fugit de acasă și nu s-a pocăit de păcatele lui. Acum vă rog să mă ascultați cu atenție. Fiecare dintre noi poate să păcătuiască. Când am păcătuit, avem două alternative. Prima, să ne pocăim de păcatele noastre. A doua alternativă, să fugim de consecințele păcatelor. Prima este să ne recunoaștem păcatul, să ne pocăim, să ne cerem iertare și să îndreptăm. A doua variantă este să fugim. Să fugim de consecințe. Iacov are câteva posibilități să se pocăiască și refuză pocăința. Prima ocazie este atunci când vine Esau de la câmp și se descoperă toată înșelătoria pe care a făcut-o el împreună cu mama lui. Atunci ar fi trebuit să spună, îmi pare rău de ce am făcut, am fost un om nesăbuit, am făcut ceva păcătos, am mințit, am înșelat, tata, te rog să mă ierți. Fratele meu, te rog să mă ierți. Tot ceea ce am făcut, mă pocăiesc și în drept tot ce am făcut. Dacă făcea lucrul acela, nu trebuia să fugă de acasă. Dacă făcea lucrul acela, se împăca cu fratele său, se împăca și cu tatăl său și rămânea acasă. Dar alege să fugă. Și crede că dacă fuge, poate avea un început nou. Și începutul acela nou este fără Dumnezeu, fără rugăciune, fără călăuzire. Se duce el când ajunge la locul în care are descoperirea lui Dumnezeu cu scara cerului. După întâlnirea aceea cu Dumnezeu, îi vorbește Dumnezeu. După întâlnirea aceea, Iacov trebuia să se întoarcă acasă să spună, m-am întâlnit cu Dumnezeu. Dumnezeu mi s-a descoperit că un Dumnezeu a Harului. Tata, îmi pare rău de ce am făcut, te rog să mă ierți? E, sau îmi pare rău, te rog să mă ierți? M-am întâlnit cu Dumnezeu, e Dumnezeul Harului, nu a hoției. Mă întorc acasă. Refuză. Se duce mai departe. Ajunge șapte ani de zile slugă, rob, Șapte ani de zile de umilință, șapte ani de zile de trudă și după șapte ani de zile ajunge la cea mai cumplită bazocură. Pentru că a refuzat. A refuzat ceea ce înseamnă întoarce-te, pocăiește-te de păcatele tale. Și Apostolul Pavel aduce acest principiu. Nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă badjocorit. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Acum, unde ne regăsim noi aici? Toate păcatele pe care le-am semănat în viață, toate păcatele pe care le-am semănat în viață, din copilărie, toate păcatele pe care le-am semănat în anii adolescenței, toate păcatele din anii tinereții, toate păcatele din perioada de viață de mijloc, de maturitate, toate păcatele de la viața de bătrânețe, tot ce a semănat păcat. Are doar două direcții. Una, să mă întorc înaintea lui Dumnezeu și să-mi recunosc păcatul. Să mă întorc înaintea lui Dumnezeu să spun, Doamne, recunosc că am păcătuit. Recunosc că tot ceea ce am făcut eu este împotriva voiei tale. Recunosc, Doamne, că Tu nu poți binecuvânta așa ceva. Doamne, iartă-mi păcatele, eliberează în viața și ajută-mă să îndrept. Ajută-mă să îndrept păcatele ca să am cugetul curat, să am viața iertată și să mă pot bucura de bine tale. Dacă nu fac asta, mă duc mai departe. Mă duc mai departe crezând că voi scăpa de consecințe. Dar lecția este următoare. Mă întâlnesc cu consecințele păcatelor mele. Ceea ce seamănă omul aceia va se cera. În urmă cu ani de zile, un băiat care a plecat de la lucrul străinătate, a trăit în păcat și în mizerie pe acolo pe unde a fost, apoi a venit acasă și a zis că începe un capitol nou. Și s-a prezentat drept un băiat care e de, de, de clasă bună, de, un băiat de ținută bună, un băiat care uh, are echilibru, un băiat care e serios, care vrea să își întemeze o familie și a cunoscut o fată și a cerut o căsătorie. Și s-a căsătorit. În ziua anunții, când s-a terminat slujba religioasă în biserică și s-au dus la sala de nunți, a venit poliția, procuratura și au pus cătușele pe loc și l-au arestat. Și l-au extradat în țara unde a făcut nelegiuirile. Condamnat la ani de grei de pușcărie. A crezut că poate fugi. Dacă te duci cu păcatele acestea și zici, nu-i nimic, o să încep o viață nouă și pleci înspre căsătorie cu păcatele nerezolvate, cu schelete în dulap. Dragii mei, nicio căsătorie cu schelete în dulap nu poate fi binecuvântată. Nici o căsătorie care pornește cu asemenea lucruri nerezolvate nu poate ajunge bine. Pentru că ceea ce seamănă omul, aceea, va se cera. Și se cerăm încă aici pe pământ. Dragi tineri, nu vă înșelați. Dacă se ceva ce nu-i potrivit, întoarceți-vă la Dumnezeu până nu-i târziu. Dragi părinți, dacă am semănat ceva ce nu-i potrivit, ne pocăim și ne întoarcem la Dumnezeu Spune -ne! și spunem, Doamne, iartă-ne și binecuvântează-ne familiile. Dacă ne ducem cu păcate neiertate, dacă ne ducem la drum cu păcate pe care nu le-am mărturisit, nu le-am îndreptat, nu doar aici pe pământ, vine ziua aceea când ne vom întâlni cu Dumnezeu față în față. Și Biblia spune, grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. În urmă cu câțiva ani de zile, Într-o stație de metrou din Londra, la oră de vârf, la oră de vârf e aglomerație, oamenii care sunt în metrou încearcă să coboare în stație, care sunt în stație încearcă să urce și e îmbulzeal acolo. Un om foarte politicos era aproape de ușa vagonului de la metrou și aștepta politicos să coboare cei din metrou. Alții din spate erau destul de grăbiți ca să meargă și unul, un alt domn era extrem de grăbit, i-a împins pe alții dintr-o parte și în alta, a ajuns până la domnul acesta care stătea politicos, l-a îmbrâncit, l-a înjurat, s-a uitat urât la el, a urcat în vagonul de metrou până n-au coborât ceilalți. Domnul acesta politicos a urcat și el. Cel care l-a insultat și l-a înjurat s-a uitat la el disprețuitor. Metroua a plecat, au coborât amândoi, fiecare s-a dus în drumul lui. Omul acesta, grăbit și nervos, se ducea la un interviu ca să obțină o slujbă deosebit de importantă și deosebit de bine plătită. Și se grăbea să nu întârzie la slujbă, la interviu. Așa că ajunge la instituția unde avea loc interviul, se aranjează, ia atmosfera aceea, ținută aceea de om de așa de ținută, politicos, un om care-i manierat și toate lucrurile se comportă așa de parcă ar fi fost scos din cutie. Și când intră în biroul unde avea loc interviul, cine credeți că era cel care conducea interviul? Cel pe care l am îmbrâncit și l am jurat. Ce seamănă omul, aceea va se cera. Dacă pornești la drum într-o dragoste romantică, și vom vedea mâine seară ce înseamnă dragoste adevărată, când dintr-o dată nu te mai rogi, când dintr-o dată nu spui viața în rânduială, când crezi că sentimentele tale și pornirile tale sunt cele care conduc lumea și te duci cu bagaje la drum, cu bagaje păcătoase, vine ziua în care vei plăti amar. Nu porniți la drum așa. Dacă ai pornit la drum așa și acum te lovești de frământări deosebit de grele familie, încă, încă mai poți să vii înaintea lui Dumnezeu în pocăință și în iertare. Încă mai poți veni înaintea lui Dumnezeu să-ți aduci viața înaintea lui, să-i ceri iertare și să-i spui, Doamne, dă-mi acum înțelepciune și împreună cu iertarea Ta, dă putere să repar ce am stricat și dă putere, Doamne, să trăiesc altfel ca să-mi binecuvintezi viața și familia. Dar, vă rog să vă imaginați următorul lucru. Dacă noaptea aceasta a fi ultima noapte aici pe pământ, într-una din pildele Domnului Iisus folosește această expresie, la miezul nopții s-a auzit o strigare. E miez de noapte, și dintr-o dată tot universul acesta trăiește spaima sau gloria. Gloria pentru cei care au spus, vino Doamne Iisuse! Spaima pentru cei care au crezut că se descurcă fără El. Imaginează-ți că noaptea aceasta se încheie totul. Și într-o clipă, Ajungi înaintea lui Dumnezeu care ți-așează înainte tot trecutul. Cum ești? De aceea profetul Amos spune, pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Dar cum să vă pregătesc? I-a spus Dumnezeul lui Avram, Avrame, vreau să binecuvintez toate familiile pământului. Binecuvântarea tuturor familiilor pământului este în Hristos Domnul. Și când s-a împlinit promisiunea și când s-a născut, Îngerul Dumnezeu anunță, va ducă o veste bună care va fi o mare bucurie pentru tot norodul. Astăzi în cetatea lui David vi s-a născut un mântuitor care este Hristos Domnul. S-a născut Hristos Domnul. Și când s-a născut Hristos Domnul, s-a născut Mântuitorul. Și dacă s-a născut Mântuitorul, el a venit să ne mântuiască de păcatele noastre și când mă duc înaintea Lui și îi spun, Doamne, îmi recunosc păcatele, Doamne, recunosc tot ceea ce am făcut, dar Tu ai venit să iei păcatele noastre de tuturora să mori la cruce, să faci spășirea pentru ele, Doamne, vin înaintea Ta și te rog, dă-mi iertare pe care ai lucrat-o la cruce și în locul meu, mântuiește-mă și eliberează-mă. Și în numele Lui și prin credința în șerfa Lui, dacă la miezul nopții se aude strigarea aceea extraordinară, Iată mirile și în întâmpinare. Eu spun, vino Doamne Iisuse. Dar Biblia spune, clipa aceea va fi clipă de groază pentru oamenii care ar alerga la munți, ar cere munților și stâncilor să-i acopere, ar cere pământului să-i înghită ca să nu dea față în față cu Dumnezeu. Când i-a promis Dumnezeu lui Avram binecuvântarea pentru toate familiile Pământului, a promis binecuvântarea iertării mele și a iertării tale, împăcării mele cu Dumnezeu și a împăcării tale cu Dumnezeu, a binecuvântării casei mele cu mântuire, a binecuvântării casei tale cu mântuire, a binecuvântării tinereții tale, a binecuvântării bătrâneții tale, a binecuvântării căsniciei tale, a binecuvântării vieții tale aici și toată veșnicia. Și noi spunem, Doamne, fii binecuvântat! Haideți să plecăm capetele în rugăciune. Ceea ce seamănă omul, aceea va se cera. Cine seamănă vânt, va se cera furtună. Cine seamănă în firea pământească, va se cera din firea pământească putrezirea. Uită-te la viața ta și uită-te ce ai semănat. Uită-te la toate păcatele pe care le-ai semănat. Nu poți fugi de consecințele lor. Oriunde te-ai duce, 800 de kilometri ca Iacov, consecințele păcatelor te urmăresc. Oriunde ai fugit și pe lună și pe marte, consecințele păcatelor ne urmăresc. Singura scăpare este în Cel care a venit să binecuvinteze toate familiile Pământului cu iertare și mântuire. Singura scăpare, singura variantă este să vin la Cel care este Mântuitorul Lumii. Singurul care a spus, veniți la mine. Turdiți și împovărați cu păcatele voastre și cu alergarea voastră departe de fața lui Dumnezeu. Veniți la mine și vă voi da o dihnă. Uită-te la ce ai semănat. și alege. Vrei să te duci cu consecințele păcatelor tale mai departe aici pe pământ și cu perspectiva veșniciei departe de fața lui Dumnezeu? Dragi tineri, uitați-vă la viața voastră. Uită-te la lucrurile care le-ai făcut și care ți-au pângărit viața. Uită-te la lucrurile care ți-au murdărit sufletul. Uită-te la lucrurile care te-au robit. Ești în floarea vârstei, uită-te la ce ai făcut. Uită-te la familia ta și uită-te dacă ai semănat în familia ta, înainte de căsătorie, în timpul căsătoriei, lucruri care aduc acum peste familia ta consecințele păcatelor. Alege. Vii cu ele la crucea lui Hristos și tu spui, Doamne, dar mă poți ierta de tot ce am făcut? Când a murit Domnul Iisus pe cruce, la doar câțiva metri de el era un har, încărcat cu păcate grele. Era în ultimele ceasuri ale vieții lui, poate în ultimele clipe ale vieții lui a înțeles că acela care moare lângă el este mântuitorul lumii. S-a uitat înspre Hristos și i-a spus, Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Și Domnul i-a spus, astăzi vei fi cu mine în rai. Pentru că a murit și pentru omul acela, și când s-a întors spre Hristos să ceară iertare, a primit iertarea și a primit eliberarea ca să demonstreze peste veacuri că nu poate un om cădea prea jos ca să nu poată fi iertat de Dumnezeu. Că nu poate familie să cadă prea jos ca să nu o poată răscumpăra Dumnezeu. Că nu este situație pe pământul acesta pentru care să nu fie îndeajuns harul. Pentru ca să te încurajeze să vii la El. Ești gata să vii? Stăm înaintea ta, Doamne. Și ne așezat în față viața unui om care a crezut că poate fugi de păcatele tinereții. Viața unui om care a crezut că se poate descurca fără Dumnezeu. Viața unui om care a înțeles că Dumnezeu are un plan de mântuire și ales să fugă departe de voia lui Dumnezeu. Ne-a arătat, Doamne, batjocura și tragediile pe care le-a trăit încă aici pe pământ. Ne-a arătat perspectiva veșniciei. Ne-a arătat această lege cosmică ce seamănă omul aceea va secera. Ca să de aduci înaintea noastră responsabilitatea deciziilor noastre. Față în față cu binecuvântările tale. Doamne, mă rog pentru toți tinerii biserici și toți tinerii țării noastre. Binecuvintează-i, Doamne, cu o tinerețe frumoasă. Binecuvintează-i cu o tinerețe curată. Binecuvintează-i cu relații frumoase. Binecuvintează-i cu căznicii sănătoase. Binecuvintează toate familiile biserice. Binecuvintează toate familiile României. Doamne, stăm înaintea Ta și te rugăm pentru familiile care au semănat lucruri nepotrivite și seceră amărăciune. Îndură-te, Doamne, și adu în viața celor familii pocăința adevărată. Te rugăm să aduci răscumpărarea ta. Te rugăm pentru familiile care au parte de încercări grele în boală. Sunt unii, Doamne, care au pe cei dragi ai lor care sunt pe ultima sută de metri a vieții sub soare. Doamne, noi cerem și pentru oameni aceia binecuvântare. Cerem binecuvântarea în vindecarea trupului, dar cerem vindecarea sufletului în iertare și în mântuire. Te rugăm pentru toți aceia, Doamne, care poartă sentimente grele de apăsare, să uită înapoi la viața lor și-ar da timpul înapoi și nu pot. Doamne, mulțumim că Tu poți ierta și harul de pe cruce. De aceea, Doamne, revarsă iertarea Ta peste toată adunarea. Mulțumim că ne primești. Mulțumim că în jertfa de la calvar avem iertare și eliberare. Mulțumim că avem împăcare cu Dumnezeu și avem scăpare de pedeapsă dar avem, Doamne, și binecuvântarea de călători cu Tine. Binecuvântați restul vieții aici așa o veșnicie întreagă. Te rugăm, Doamne, în seara aceasta, deschide cerul deasupra noastră și fă să cunoaștem fiecare binecuvântare iertării tale. Și acum stăm cu capetele plecate în rugăciune. Alege. Vrei să te duci acasă cu povara păcatelor tale și cu consecințele care vor urma. Sau vrei să vii înaintea lui Hristos să spui, Doamne, îmi recunosc păcatele și recunosc ce am făcut. Stau înaintea ta și îți mulțumesc că este o jertfă de ispășire. Mulțumesc că există iertare și eliberare. Doamne, nu fă după păcatele mele, ci după bogățiile harului tău. În meritele fiului tău. Doamne, vin la crucea de la calvar și cer iertare. Și spun și eu, Doamne, adu-ți aminte și de mine. Dacă din toată inima ești gata să-i spui Domnului așa, spune Doamne, aici este inima mea, aici este strigătul meu după ajutorul și iertarea Ta. Dar în numele Domnului te mai rog să faci ceva. Dacă din toată inima îți dorești iertarea Lui Dumnezeu, eliberarea, mântuirea Lui, dacă din toată inima înalți strigătul acela și îi spui, Doamne, adu-ți aminte și iartă-mă și pe mine. arată și printr-o mână ridicată. Și începem cu cei de la balcon. Oriunde este cineva la balcon, ridică mâna sus și ține o clipă ca să pot vedea să vă binecuvinteze Domnul Dumnezeu. Să vă binecuvinteze Domnul, dar v-am văzut. Și acolo să vă binecuvintez, Domnul. la balcon, dacă mai este ceva. Întreb ce înseamnă mâna aceea ridicată. Înseamnă că îmi spui, Doamne, și eu, îmi ridic mâna spre tine, dar mi-am ridicat rugăciunea și spun, Doamne, ai milă și iartă-mă și binecuvintează-mă. La balcon, dacă mai este ceva. Adică mâna sus și ți o clipă ca să o pot vedea și spun lui Dumnezeu, Doamne, mâna aceasta ridicată este mărturia din adâncul inimii că te chem să mă iert, să mă binecuvintez, să-mi dai binecuvântarea mântuirii tale la balcon să vă binecuvinteze Domnul. Dacă mai este cineva la balcon, sunt acolo sute de oameni, sunt mulți oameni, dacă mai este cineva, să vă binecuvinteze Domnul. Jos aici în sală, sub balcon, acolo unde este așezat, dacă din toată inima spui, Doamne, primește-mă și pe mine, iartă-mă și pe mine, mântuiește-mă și pe mine, binecuvintează-mă și pe mine. Dacă din toată inima îți dorești lucrul acesta, ată printr-o mână ridicată, jos în sală. Oriunde este cineva, să vă binecuvinteze Domnul, să lăviți să fie Dumnezeu. Dacă mai este ceva jos în sală, Mâna ta ridicată este mărturia că din adâncul inimii ai strigat după îndurarea lui Dumnezeu. Poate ne urmărești online. Ești acasă sau ești în altă parte? Ești cu cineva sau singur? Uită-te la cel care a venit în lumea noastră să ridice păcatul de pe sufletul tău. Uită-te la ce ai semănat și spune, Doamne, mă uit la faptul că păcatele au urmări grave. Doamne, nu lăsa urmări acestea să-mi distrugă viața și familia. Ai murit pentru mine, mă întorc la tine. Dar mai avem o clipă în care stai înainte lui Dumnezeu și lasă și mesajul Scripturii și mesajul cântării corului bărbătesc. Să facă să ți se răscolească sufletul. Să te uiți la perspectiva veșniciei și să te uiți la ce înseamnă alegerea ta. Să te uiți la ceea ce a făcut Dumnezeu și la ce faci tu. Să te uiți la încercarea ta de a fugi de păcatele trecutului, încercând relații, încercând un capitol fără Dumnezeu, încercând să te duci într-o familie, purtând cu tine păcatele trecutului și aducând peste familia ta nenorocirile pe care le aduc păcatele. Stai înainte lui Dumnezeu și alege. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, v-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Alege. Viața în Hristos care iartă și binecuvintează moartea păcatului și moartea veșnică de partea de Dumnezeu.